Onorată asistență, doamnelor, domnilor, bună ziua! Ceremonia oficială de semnare a cererii de aderare a Republicii Moldova la zona de plăți unice în euro, SEPA, se declară deschisă. Documentul este semnat de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, doamna Anca Dragu. Bună ziua și bine ați venit la Banca Națională a Moldovei. Mulțumesc distinșilor invitați, mulțumesc colegilor, mulțumesc dumneavoastră presei. Este o zi istorică pentru Republica Moldova. Este ziua în care, din partea Băncii Naționale, avem o declarație clară și neechivocă a dorinței de a fi parte a sistemelor europene, astăzi a sistemului de plăți unic din Europa. Cum spuneam, arată angajamentul nostru, arată contribuția Băncii Naționale în acest parcurs european și totodată reprezintă un moment important pentru economia Republicii Moldova, pentru toți participanții la aceste circuite economice, pentru companii, pentru cetățeni, pentru stat, iar pentru noi, cei care am facilitat acest proces, proces condus de Banca Națională, este o onoare să putem semna documentele de aderare la SEPA. Aș vrea să încep prin a mulțumi celor care au contribuit la acest moment. Încep prin a mulțumi echipei de Twinning, echipa de Twinning condusă de, pe acest proiect de colegii de la Banca Națională a României. Alături de Banca Națională a României, în echipa de Twinning, se mai află echipele de la Banca Lituaniei și a țărilor de jos. De asemenea, echipa de la Banca Națională a Moldovei, și aici, în mod special, aș vrea să îl menționez pe colegul nostru, Arcadi Albul. Din păcate, dumnealui nu este astăzi cu noi, dar domnul viceguvernator Albul a fost cel care a tras acest proiect, a fost sufletul proiectului. Mulțumesc, Arcadie, sper că ne privești acum. Aș vrea să mulțumesc și reprezentanților Guvernului, Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor, Serviciul pentru Prevenire și Combaterea Spălării Banilor, Consiliul Concurenței, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Centrul de Armonizare a Legislației Naționale cu cea a Uniunii Europene, Ministerul Afacerilor Externe, și, desigur, tuturor celor care au facilitat acest dialog. Știți, riscul este că atunci când nominalizezi pe cei care au participat la un proiect să uiți pe cineva, caz în care, îmi cer scuze de pe acum dacă am uitat unii dintre participanți. Care sunt beneficiile apartenenței la Sistemul Unic European de Plăți? Sunt câteva beneficii foarte clare. Haideți să începem cu primul, acel al costurilor. Pentru că este în avantajul tuturor participanților să avem plăți
rapide, transparente, sigure, dar și la un preț sustenabil. Cu acest sistem, o plată ar putea să fie făcută într-un orizont de timp de circa 24 de ore, poate chiar zi cu zi, și în loc să plătim 20, 30, 50 de euro pe tranzacție, să plătim numai undeva la 1, 2, 3 euro. Asta înseamnă un pas uriaș pentru toți cei care participă la sistemul economic. Fac plăți în nume propriu, persoane fizice sau companii. Cred că aceasta va fi o veste foarte bună pentru toți moldovenii care trăiesc și muncesc în străinătate și transferă remitențe, transferă din agoniseala dumnealor către rudele din țară. Spuneam că este un sistem de plăți care asigură eficiența plăților, standardizarea proceselor, transparența proceselor și vorbim de o lume în care transparența este absolut elementară pentru încrederea într-o tranzacție. Facilitează tranzacțiile transfrontaliere și, desigur, stimulează comerțul. Pentru că o plată rapidă, sigură, cu costuri reduse, nu face decât să impulsioneze relația comercială. Și nu în ultimul rând, aș spune că este un pas categoric pentru consolidarea pieței unice, iar pentru noi, Moldova, este acest angajament că vrem și putem fi parte a pieței unice europene. Sunt două etape ce urmează acum, partea de evaluare pe care o va face EPC și partea a doua, partea de conectare. În total, noi estimăm o perioadă de timp de jur de un an, partea de evaluare și ceva mai puțin, poate jumătate din timp, partea de conectare. Desigur, aceste etape nu depind de noi în acest moment. Cel mult vom începe un dialog cu European Payment Council în condițiile în care va fi nevoie de clarificări. Acesta este procesul normal, acesta de evaluare reprezintă un moment în care va avea loc un dialog între noi și între EPC. Alături de mine astăzi se află bancherii și le mulțumesc foarte mult că sunt aici. Și foarte multă lume spunea cu scepticism că acest proiect nu ar fi susținut de bancheri, de piața bancară. Prezența dumnealor astăzi aici ne bucură și ne onorează și arată maturitatea pieței, de fapt. Faptul că băncile înțeleg momentul în care economia Moldovei se află și direcția în care economia se îndreaptă. Mulțumesc președintelui Asociației Băncilor și reprezentanților băncilor comerciale. Mulțumesc pentru că vă aflați alături de noi. Cred că astea ar fi cam elementele pe care am vrut să le punctez. Mulțumesc! Și noi mulțumim. Domnilor, în continuare, cuvântul se oferă domnului Dorel Noroc, președintele Asociației Băncilor din Moldova. Vă mulțumesc mult, stimată doamnă guvernator Anca Dragu, stimați colegi, stimați jurnaliști, stimați cetățeni. Este o onoare să ne aflăm în prezența astăzi la un eveniment atât de frumos. Eu, din numele comunității bancare, vreau să-mi exprim aprecierea și să felicit echipa Băncii Naționale cu această etapă importantă în care plățile transfrontaliere, plățile internaționale vor ajunge la un alt nivel, iar cetățenii și companiile din Moldova vor simți pe propria piele beneficiul de a se integra în piața de plăți a Uniunii Europene. Prezența întregului sector astăzi, așa cum ați menționat și dumneavoastră, denotă interesul sporit a sectorului bancar să se integreze pe piața bancară europeană,
iar sistemul de plăți este un prim pas, dar foarte important în această integrare. Astăzi, cetățenii din Republica Moldova o simt pe propria piele ca o comoditate maximă, costuri zero atunci când fac tranzacții în aceeași bancă. Începând în curând, în luna februarie-martie, odată cu lansarea sistemului de plăți instant, pe care Banca Națională îl dezvoltă și băncile urmează să-l implementeze, vor fi iarăși cu costuri zero, rapiditate maximă pentru cetățeni, pentru tranzacțiile între bănci, pentru conturile între bănci. Odată cu aderarea la SEPA, exact aceleași avantaje ale plăților naționale vor beneficia cetățenii pentru plățile în țările din Uniunea Europeană, cât și din țări în Republica Moldova. Ce înseamnă SEPA pentru cetățeni, pentru companii? În primul rând, înseamnă comoditate. Înseamnă că doar prin introducerea unui număr de identificare a contului bancar, plata poate fi făcută. Înseamnă rapiditate. Dacă astăzi vorbim de câteva zile a transferului, inclusiv și multe transferuri, persoanele sunt în incertitudine vis-a-vis de costurile care urmează să le suporte, pentru că sunt implicați mult mai mulți operatori, nu doar băncile naționale. Odată cu aderarea la SEPA înseamnă costuri minime și, cel mai important, rapide și sigure, vorbim chiar și de câteva secunde. Pentru că astăzi situația economică în care ne aflăm, în evoluțiile tehnologice care sunt, viteza contează, iar plățile nu trebuie să fie o barieră, ci din contră să stimuleze aceste tranzacții economice între Moldova și Uniunea Europeană. Eu cred că nu într-un timp foarte îndepărtat noi vom avea o realitate când un cetățean aflat în Uniunea Europeană va putea foarte ușor, în regim online, să devină client a băncilor din Moldova, să facă transfer foarte rapid la costuri minime și să gestioneze din țara unde se află acești bani. Noi ne-am dorit foarte mult ca acest cetățean să investească acești bani în economia țării. Sunt multe oportunități, începând cu depozite bancare, obligațiuni corporative, mai nou avem pe piața din Moldova, valori mobiliare de stat, imobile, inițierea de afaceri și așa mai departe. Încurajăm cetățenii să investească în economia țării. Prin o ultimă concluzie, noi ne bucurăm că prin acest proces aderarea la SEPA noi oferim o bază foarte importantă pentru integrarea economică a țării în spațiul Uniunii Europene și vom exclude orice tip de bariere în transferul banilor din Moldova către țările Uniunii Europene și invers din Uniunea Europeană în Moldova. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Dorel Noroc, președintele Asociației Băncilor. Rugăm în continuare bancherii, dacă vor să vină cu un mesaj. Vă rugăm frumos să vă prezentați. Mulțumim! Bună ziua! Numele meu este Andrei Stamatian. Sunt nou în funcția de președinte al Comitetului Conducere al Enerbank. Mulțumesc frumos Băncii Naționale a Moldovei că a fost de acord să mă alătur conducerii Enerbank. Eu înainte am lucrat în sistemul bancar din România și am văzut sistemul SEPA în acțiune, am văzut rapiditatea lui, eficiența și am văzut rezultatele extraordinare pe care le are. Și sunt convins că poate să le aibă și în Republica Moldova. Pe lângă beneficiile pe care le-a subliniat doamna guvernator Anca Dragu și domnul președinte Dorel Noroc, vreau să vă spun că eu cred că mai este un beneficiu foarte mare pentru bănci în general. Pentru că, vedeți dumneavoastră, mulți cetățeni Republica Moldova primesc bani din afară, remitențe, la costuri mari, dar ei nu au neapărat un cont bancar.
Dacă ei vor înțelege avantajele SEPA, asta va determina să-și facă cont bancar, pentru că acum n-au luat nicio bancă. Și atunci, pentru noi, ca sistem bancar, este foarte bine pentru că putem crește intermedierea financiară, ceea ce este un deziderat al Republicii Moldova. Deci, pe măsură ce putem transmite mesajul avantajelor SEPA, asta va crește participarea tuturor cetățenilor în economie. Mulțumesc! Thank you very much, Ms. Governor. My name is Alexander Picker. I'm from Holdingcom Bank. I worked a lot of my life in the SEPA system already. So a payment system is like the blood circulation in a body of economy. So bringing the oxygen to every little cell. So this is what I see, that the payment system and including us into SEPA really brings us closer to the blood circuit of Europe, brings us to the oxygen which we need, which they need, and which brings exactly what the banks want from a payment system. Easiness, security, and of course low costs, because this is of advantage to all our customers and to all our colleagues, and makes business easier and brings a big advantage to the economy of the country. Thank you very much. I haven't been working with the SEPA before, but we have subsidiaries which are in Romania and Bulgaria, ProCredit Bank, and I just checked yesterday how much the SEPA cost will be in those countries, and indeed it's up to 3 euro. So SEPA means different thing for different stakeholders. If we talk about the country Moldova, of course, this is one of the main steps to come closer to you. Yes, you're becoming part of the payment system. For the customer, as we told, it's cheaper and faster. We checked for the last year, 2023, in our bank, there were 66% of all payments in euro by number and 50% by volume in euro. So even though not all euro payments are SEPA eligible, but I would say the major part of this would go through the SEPA in the upcoming period once we launch this. So it's going to be a huge advantage for the customers. What does it mean for the financial sector? Yeah, it means that we need to find our competitive advantage. Even the cost of payments will be lower. Each of us need to invest, and this is the future of the business models we create here in Moldova. We need to invest in technology, we need to invest in people. Two things which will make the banking in upcoming years. And what does it mean for the National Bank, the regulator? Yes, it means that they will need to work close with us to create the framework, to make it doable in 1.5 years. Yeah, and we hope that but we basically need to do a lot of work in the coming period of time, investing, creating the framework, adjusting maybe our internal process in order to make it sure that it can happen. So we can meet maybe in 1 year, 1.5 years, and celebrate the first payment. Thank you. Maybe we can add from my perspective as well. We have about 1 million retail customers and about 30,000 business customers, and we are very close with them and understand what are the priorities for them. And I can echo now our colleagues from other banks that this is important step to simplify their life, to make their life easier, to support their everyday operations. Moldova is already trading with EU more than 60%, and with such payments this trade will become easier. And when we speak easier, we all understand that the transactions will become faster, they will be very low cost, and when we speak about faster, it means like few seconds. Of course, this is something that our customers need and want. I'd like to thank the team who has worked on this initiative so far. Governor Dragu, who has made it possible for the sector, and we at MAIP stand by to execute it so that our customers get access to it as soon as possible. Thank you very much.
Și noi vă mulțumim. În continuare avem o oportunitate pentru presă să pună întrebările care li se par jurnaliștilor importante despre această cerere pe care o depunem astăzi. Vă rugăm. Sunt principiile care stau la baza aderării la acest sistem, principii care țin de evaluarea relațiilor între Moldova și Uniunea Europeană. Trebuie să fie relevant acest schimb de schimb comercial între cele două entități. De asemenea, se evaluează cadrul juridic. Un aspect important în acest sens este ceea ce ține de AML, de prevenirea și combaterea spălării banilor, pentru că știm bine toate aceste elemente de combaterea terorismului, finanțării terorismului și prevenirea și combaterea spălării banilor sunt subiecte foarte pe agenda, foarte sus pe agenda europeană. Se evaluează în ce măsură directiva Uniunii Europene privind plățile este aplicată și aici eu zic că stăm foarte bine. De asemenea, directiva privind GDPR, accesul la informații personale, și această directivă trebuie să se asigure SEPA, EPC, că Moldova a implementat toate aceste directive care fac posibile plățile sigure, transparente, care fac posibile aceste schimburi în condiții de siguranță. Deci astea sunt câteva, deci partea juridică trebuie evaluată cu atenție de către stafful de la EPC. Și avem careva instanță la cei pe care le-ați menționat? Nu aș putea spune că avem o restanță la aceste, la cele menționate. Cu siguranță, în acest proces de evaluare poate să apară un dialog, întrebări. Desigur, o directivă asigură cadrul general, reguli generale, dar efectiv cum se implementează pe sistemul fiecarei țări în parte poate să difere de la o țară la alta, și aici apare dialogul pe care noi îl vom avea în următorul an cu EPC. Deci noi considerăm că suntem cu temele făcute și este un dialog poate chiar formal, dar desigur suntem interesați să vedem dacă avem ceva diferențe și să le închidem imediat. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt întrebări, domnilor, ceremonia noastră a luat sfârșit. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm la Banca Națională. Mulțumim! O zi frumoasă!